pomii fructiferi. Lecție dedicată elevilor din clasa a 5-a. Oamenii cultivă pomii fructiferi în livadă. Livezile sunt ecosisteme create de om alcătuite din biotop și biocenoză. Biotopul livezilor include relieful, lumina, temperatura, apa sau aerul. Pomilor fructiferi le place soarele, de aceea cele mai multe livezi sunt în zona de deal. Biocenoza nu este atât de variată ca cea a unui ecosistem natural. Este reprezentată de plante, în special cultivate, și de animale, cum sunt albinele, omizii fluturilor, melcul de livadă, protăcelul, ciocănitoarea, mierna sau altele. Pomii fructiferi sunt arbori cu rădăcini și trunchi groase, coroană alcătuită din ramuri, cu frunze și flori majoritatea albe sau roz și plăcut mirositoare. Florile sunt polenizate cu ajutorul insectelor, în special al albinelor. Din flori se formează fructul care poartă de obicei numele pomului în care cresc. De exemplu, pomul se numește măr sau meri, iar fructul măr, mere. Pomul păr, peri, iar fructul pară, pere. Pomul prun sau pruni, iar fructul prună, prune. Pomul cireș, cireș, iar fructul cireașă, cireșe. Pomul nuc sau nuci, iar fructul nucă, nuci. Piersicul este un pom fructifer pretențios în ceea ce privește temperatura, trebuie ferit de frig. Este un arbore cu crengi relativ drepte, cu ramificații puține. Are frunze lanceolate, florile fiind de culoare roză sau galbenă. Fructele sunt acoperite frecvent de peri, cu sâmburele așezat central de consistență dură. Fructele de regulă se consumă în stare proaspătă. Știați că piersica a fost adus de Alexandru Macedon din Asia după cucerirea perșilor? În prezent, piersicul s-a răspândit pe toate continentele, fiind un pom fructifer destul de comun. Provocare. Realizați o listă de cel puțin 5 reguli privind consumul de fructe în alimentație. Temă pentru portofoliu. Realizează o fișă de prezentare a unui pom fructifer la alegere. Vă mulțumesc pentru atenție!